Dacă burzu spare, ce să facă Abi? Cine îi mai dă valoare? N-am venit să vorbesc ca iurea cum cred unii băiețari. Să fac pe impresoara un tupe de bărfași. Aici e București, nu e nici est, nu e nici vest. Îmi bag una luptă altora, nu nunta mea. Ghetto daci, șase pici de proaste sclavi. Mirați de chip de ori băieții de cartier. V-au turnat în favoar, spun acum ați înțepat lumea și doar atât. Și de la debut băieța și v-au bătut. Ia uite-l fără mască. Mă, dai și cu aia mine, a? Ai pus-o. Și nu uita că line când vei om împiși pe tine. Racla pentru mine înseamnă doar stres. Mi-aduc aminte când eram și eu la început. Toți mă privea în bășin, acum mai am futut. Am în stânga dreata băieța și gata să sară pentru mine. Când pentru vagabond și ca u să o fac bine. Dar fraierii cred că sunt obsedați. S-a culcat omeni normal și s-au trezit bazați. Colega, suntem uit în față și tu știi. Purtați-vă măcar ca bărbați, nu ca niște copii. Totul s-a terminat, v-ați dus de râpă. Imperiul vostru se destramă, șeful plânge ca o târfă. Strigați la familia dacă sunteți cu mine. Dușmanii mor când ne descurcăm mai bine. Strigați la familia dacă sunteți cu mine. Dușmanii mor când ne descurcăm mai bine. Strigați. Sunt în fața poliției în Lobodani și m-a audiat de la v-am salutat, am spus bună dimineața. Și am zis bună ziua, am telefonul pe înregistrare, nu e într-un poliția în Lobodani. Am fost la control intern, ascultați-mă. Vreau să vă spun motivul pentru care v-am chemat și am întâlnit astăzi. Da. Pe mine asta m-a interesat. Da, ok. Bun. Am un lucru, petiția online a dumneavoastră. Aia ați cu polițistul local fără mască, nu? Nu. Dar care? De asta v-am solicitat care? Să urcăm, okay. Să vă arăt fotografia ca să-mi spuneți să-mi indicați. Cu acea persoană de sex masculin care stă în fund pe niște trepte și are nasul liber. Puș, așa îl cheamă. Întrebarea mea este următoare. E informatorul la abate. Am înțeles. Întrebarea mea este următoare. Da. Vreau să ajung în locația unde dânsul a stat pe trepte. Da. În fund. Unde este? De pe ce stradă? În rândunelelor. E lângă Mileniu acolo? Acolo, unde l-am pozat și pe în interiorul magazinului, unde l-am pozat pe Costică ăla care m-a amenitat. Bun, am înțeles. Acolo vreau să mă duc ca să încerc să-l identific. Nu să știți cine este? Păi e puș, nu a trecut acum mai devreme pe lângă mine. Pentru că dat când faptul a făcut o fotografie în acel loc, eu trebuie să mă duc în acel loc să fac niște verificări. Da? De asta v-am chemat. Ascultați-mă, eu mă uitam la când am trecut l-am văzut că nu poartă mască, dar cum l-am văzut și la Costel că în interiorul magazinului că nu purta mască și atunci. Am înțeles. Deci carmarginea e lângă biroul lui Cristi, cistul ăla care face matriculări auto, da? Așa. Nu mă interesează pe mine, eu vreau să... Pe mine mă interesează ca să identific locația, că trebuie să merg acolo. Păi să mergeți acolo ca să ce? Că după aia venit să întrebați-l pe Ababe. După aia venit când m-am întors, m-am dus la... L-am cheia din spate, că Bora Dragoș a închis ușa. Și când m-am întors, am venit de la am luat așa și era cu tone cu, și aveau masca toți. Deci atunci și putea să-și deci, spună... Deci reclamate, după, procesul verbal, ascultați-mă, după nu ce... Nu prea pot să fac chiar așa mult, da, după ce văzute că i-am făcut fotografia și-au pus masca. Avem fotografia, păi, asta... Dar eu fotografia aia am trimis-o și la parchet. Asta nu știu, că, eu am la mine. Ascultați-mă, eu am trimis-o și la parchet, indicându-i domnului procuror cine e respectivul, că mă întreba pe 21 iulie 2020, mă întreba niște aspecte. Ok, dumneavoastră să aplicați legea 55 pe 2020. Plec cu număr de București la restaurantul Vulturu.
nu mi-a dat prioritate. S-a întors după mine și când traversam strada asta care e perpendiculară pe albină, pe marcajul pietonal, s-a întors după mine și făcea cu mâna, îmi făcea semn. Hai treci că erai, și atunci erai pe trecere. În spatele lui ăla era CT18 CRK, adică vedeta de Florea Cristian. Vedeta de pe YouTube Florea Cristian cu mașina CT18 CRK. Timp ce eu treceam strada pe la marcajul pietonal, a oprit la trecerea de la din față de la Vulturi. Eu eram pe marcajul pietonal cu mașina CT18 CRK, pe care bănuiesc că a cumpărat-o de la prietenii lui Luncan Radu și Ionescu Loredana. Florea Cristian era fața poliției orașului Năbodar și am zis că femeia de serviciu a poliției trebuie să fie loc de permis. Și după aia nu vede, nu-i dat de amendă. Deci îl știe cum dat de amendă. Și ce putea să el este locul conducitiv, da, locul ăla care face vedete pe aici. Cristian trece strada prin loc nepermis. Eu mă duc am să cumpăr niște chipsuri. Și l-am văzut pe Florea Cristian trecând strada prin loc nepermis, ieșind din mașina în fața mea. Păi el nu l-amendează nimeni, că el e polițist și e prieten cu Lucan Radu și cu Ababe. Ca să nu mai zic pe dosarul meu pe 2018, în care a scris habitatul în loc de aviație, profitând de pe urma faptului că avem un lapsus de memorie. Iar în dosarul respectiv a fost audiat cu siguranță și Ababe Nicolae. Ababe Nicolae, în sarcina căruia e reținută infracțiunea de mărturie mincinoasă. În dosarul ăla cu distrugere și în dosarul ăsta. Pe 2018. Iar mă lua la micro, mă întreba cum îmi pun ginti. Și am răspuns când o să iau banii din despozitivele pe care mi le vei plăti. Am fost și am la poliția orașului Năvădar și am înregistrat la propunere de administrație cu înregistrările pe care le am, când Luncan Radu mă pundește și